Pace vouă. Mărturisesc și eu în această zi să mărturisesc cum am întors la Domnul, să mărturisesc cum a lucrat Domnul în viața mea, prin minunile pe care a făcut, prin vindecările pe care le-a făcut și cum s-a atins Domnul de noi de fiecare în parte. O să încep spunându-vă, mă numesc Adrian Fodor, sunt născut în Zalău. De mic, părinții m-au dat bunicii să mă crească ea. Părinții mei nu erau pocăiți, nu erau întorși la Domnul, nu-L cunoșteau pe Domnul. De biserică, doar cât am stat la bunica, cât m-a crescut bunica în copilărie, bunica era adventistă de ziua șaptea, mă ducea la biserică, la adunare la ei, m-a învățat poezii, m-a învățat cântări, spuneam și eu prin biserică cât am fost mic. Și copilăria mea până la 10 ani a fost la bunică. Bunica mi-a vorbit despre Domnul Iisus, bunica mi-a vorbit despre Biblie, despre cuvântul Domnului. La ea acasă se făcea și semn de rugăciune, vineau frați, surori, se rugau. Și am auzit cuvântul Domnului de mic, dar la 10 ani părinții m-au luat la ei. De acolo încolo, biserică nu, adunare nu, cuvântul Domnului nu. Părinții mergeau doar la Paști și la Crăciun, la biserică. Și atât. Și atunci mergeam și stăteam puțin și veneam acasă. În momentul când începea predica, nu se mai stătea și plecam și direct acasă. Așa că încet m-am îmbrăcit. Am început, după ce m-am mutat sus la ei mei, la părinți, am început să iau dansul, să dansez. Prima dată a fost un hobby, apoi a devenit mai mult. A devenit cam totul pentru mine. Eu prin dans uitam tot, uitam toate problemele atunci când dansam, nu mai era nimic în jurul meu. Copilăria așa a fost, am petrecut-o, am avut și urcușuri și coborâșuri ca fiecare om. Dar Domnul a avut grijă de toate. La 16 ani am început să lucrez fiind nevoit, pentru că în circumstanțele care erau pe atunci trebuia să lucrez neajutându-mă nimeni. M-am angajat într-o seră, am lucrat la castraveți, adunam castraveți acolo în seră, lucram la 60-70 de grade pe vara, eram și cu școala. Dar aceasta a fost încet copilăria mea. Mi-am dorit toată viața ca să ajung sus, să pot să-mi câștig licența din dans, să predau, să am formația mea și încet, încet am ajuns să le am pe fiecare. Încet, încet am ajuns să am formația mea, am ajuns să predau, să fiu instructor de dans, să câștig bani frumoși, am ajuns la București, la București am ajuns să cunosc formații, concerte, spectacole, bani și toate destrăbările care sunt în lume, le făceam și eu. Am ajuns să fumez, să beau, fumam foarte mult, beam foarte mult, weekendurile erau doar discoteci și concerte, spectacole și așa mai departe. Eram în lume și nu mă interesa de Iisus, nu mă interesa de nimic. În 2009 am cunoscut o femeie care m-a ajutat să ajung în Germania la muncă, la un abator. Eram plătit puțin, eram plătit cu 4 euro jumate la oră, munceam câte 16 ore și stăteam într-o casă mare, eram mai mulți români, stăteam într-o casă mare cu câteva apartamente și stăteam câte 12 pentru un apartament. S-a făcut ca acolo, jos la parter, să fie câteva familii de pocăiți. Eu, ceea ce a sămânțat Domnul prin bunica mea, încă îl mai aveam în mine. Dar neavând cine să aibă grijă să continue, eu fiind mic atunci, nu m-am mai interesat. Într-o zi m-am hotărât cu un prieten, hai să coborâm jos la pocăiță ăștia, să facem mișto de ei, să glumim cu ei, să ne batem joc de ei. Și am coborât jos. Și în timp ce vorbeam noi și ne mâncam în gură, avea o Biblie micuță pe masă
Și am început să iau Biblia în mână și să gesticulez cu Biblia, să fac mișto, să vorbesc ceea ce știam eu din ce auzisem de la bunică și din ce auzisem la biserică. Și una dintre surorile de acolo, o soră mai tânără, spune: auzi, vezi, zice, că tu ai să te pocăiești și hai să și predici cuvântul. Eu știi că pentru mine doar dansul și discotecile și distracția erau pe primul loc. Am aruncat Biblia pe masă și am zis: eu să mă pocăiesc, cât trăiesc eu. Eu nu mă las de dans, nu mă las de țigări. Eu cum? Da, de unde? Nici o șansă. Dar dacă stau să mă gândesc, atunci mi-a vorbit Domnul prima dată prin sora aia respectivă. N-am băgat de seamă, timpul a trecut. Într-o seară, tot așa, am rămas singur în casa respectivă. S-a făcut că toată lumea a plecat din casa respectivă și am rămas doar eu și cu pocăiții. Au ca sus, acolo unde stăteam eu, eu stăteam sus la etaj, ei stăteau jos la parter, au urcat sus și că vor să fac o seară de rugăciune. Eu habar nu aveam ce aia seară de rugăciune. Faceți, n-am de treabă cu voi. Eu am ieșit pe balcon și au început să se roage. Bun, după ce s-au rugat, au venit după mine, că hai și tu și stai și tu cu noi, ascultă și tu ce cântăm noi, ce vorbim noi. Bine, hai că stau și eu cu voi. Și atunci am auzit prima dată cântarea Avem nevoie de Dumnezeu. M-au pus să cânt și eu, am cântat și eu acolo cu ei, cum cântau de acolo din harfele rol. Și hai să ne rugăm. M-am pus și eu pe genunchi să ne rugăm. Și ce m-am rămas eu atunci foarte, foarte uimit, în momentul când au început să se roage, toți plângeau. Și am zis, mă, cum ăștia plâng la comandă? Eu nu eram plângări, am plâns în viața mea. Și am zis, bine, ok, a trecut seara respectivă, dar cântarea respectivă mi-a rămas în minte, Avem nevoie de Dumnezeu. Am căutat-o pe internet, am ascultat-o de câteva ori, dar cu atât a fost. Pentru că pentru mine era dans. Mergeam la dans, uitam tot ce s-a întâmplat, nu mă mai interesa nimic. Cu timpul, cum a spus, sămânța respectivă ce a sămânțat-o Domnul prin bunica mea, a rămas acolo. Chiar dacă greșeam ceva sau făceam ceva ce nu trebuie, conștiința, cum se spune că Dumnezeu vorbește prima dată prin conștiință, conștiința mă mustra și spunea, vezi că nu e bine ce faci. Chiar dacă eu făceam, știam că nu e bine ce fac, dar făceam. Cu la fel cu țigările, la un moment dat când fumam, am o să fumez foarte mult, fumam și 3 pachete de țigări, știam că nu e bine, știam că nu fac bine, dar tot fumam, pentru că nu mă puteam lăsa. Fiind în lume, nu puteam. Dar un pocăit, la pocăit nu există, nu pot, numai nu vreau. Cu timpul, acum am spus, nu mă interesa pocăința, nu mă interesa nimica, am ajuns în Chion să lucrez la niște turci. Într-un depozit, la fel lucram foarte mult acolo și eram liber doar duminica. După un an de zile lucrat acolo, în timpul ăsta, mă întorc puțin în trecut, în timpul ăsta am ajuns să câștig banii din dans, cum spuneam, să predau, am ajuns în Germania, așa aici în Germania, așa cum suntem în Germania, am ajuns în Germania să predau aici, să câștig banii din dans, să am cursul meu de dans. Ajunsesem deja să fiu cunoscut și după ce am ajuns în Chion la Turcia aceea, am ajuns să pierd tot. Am ajuns jos. N-am mai avut dans, n-am mai avut nimica, pentru că nu cunoșteam pe nimeni în Chion, am rămas singur, complet. Nu mai aveam pe nimeni, doar eu și turcii care erau în depozit. Lucram de luni până sâmbătă toată ziua, n-aveam timp seara să mai ies undeva. Și duminica doar ce ieșeam puțin pe malul Rinului, mă plimbam și atât. Și mergeam înapoi acasă și mă odihneam pentru că trebuia să lucrez foarte mult în timpul săptămânii. Până într-o zi, după un an de zile lucrat acolo la cei turci, am mers într-o duminică la catedrala Domn din Chion și acolo m-am hotărât să vorbesc eu cu Domnul prima dată. Atunci am făcut prima rugăciune Domnului și am vorbit prima dată eu cu Domnul.
Și am spus așa: Doamne, Tu vezi că deja singur, vezi că nu am pe nimeni, Te rog, fă-mi așa fel încât să-mi găsesc un alt loc de muncă, unde să am prieteni, unde să am pe cineva, și Te rog, ajută-mă să am și eu o familie. Ajută-mă să-mi întemeiesc și eu o familie. Asta a fost toată rugăciunea mea și am plecat acasă. La un timp distanță, am uitat să specific, am un frate mai mic cu 3 ani de zile ca mine. El lucra deja într-o firmă la câțiva kilometri distanță și la câteva zile m-a sunat că, uite, dacă nu vrei să vii aici. Am ajuns acolo în firma respectivă, m-am angajat de acolo, a lucrat domnul frumos, mi-am făcut prieteni din nou, am reușit din nou să găsesc un club de dans, la fel, am început să dansez din nou, instructorul de acolo i-a plăcut cum dansam, a început să facă actele, am ajuns să predau din nou, am ajuns să câștig înapoi bani frumoși din dans și am început din nou să urc înapoi unde eram înainte să ajung în Chiorul. Și așa am continuat un an jumate. După un an de jumate, lucrând în firma respectivă, s-au angajat o familie de ogheți, care după un timp avea să-mi ajungă socru și soție. Eu fiind în lume, la început, cum am spus, nu merg, dar mie de pocăință, nu trebuie de pocăință. Mai ales când am auzit că-s pocăiți. Dar planurile mele n-au fost planurile Domnului. După timp, după ce ne-am cunoscut, după ce am început să vorbim, soția, pe atunci doar amici, mi-a spus, uite, am niște DVD-uri, zice, cu grupul Speranță, hai că ți le dau și uită-te la ele și vezi, ascultă și tu ce se vorbește acolo, ascultă și tu cântările. Am zis bine ca să par bine în ochii ei. Și am acceptat. Mi-am luat DVD-urile și am plecat de acasă. Le-am pus acolo lângă birou și le-am lăsat să mai treacă puțin timp. Într-o zi, tot așa, era puțin mai derumat, fumam acasă, eram în fața laptopului și zic, hai mă să văd ce îți și pe DVD-urile astea, ce DVD mi-a dat fata asta. Și am pus un DVD cu grupul Speranța, pe atunci era prin turneu și am dat de o predică de-a fratele Gabi Zegrean. Am ascultat predica respectivă și undeva la sfârșitul predicii, fratele Gabi Zegrean a pus o predică, a pus o întrebare. Dar mi-a pus întrebarea mie. Eu am luat-o ca și cum mi-a pus-o mie. Și întrebarea a fost, dacă mori mâine, te-ai gândit unde îți merge sufletul? Și aș vrea să vă întreb și pe voi. V-ați gândit, dacă muriți mâine, unde vă merge sufletul? În momentul acela, fumam, am pus țigara jos și am început să plâng, cum n-am plâns în viața mea. Și am zis, nu mă mai interesează nimic, nu mai întrebă nimic, vreau să mă pocăiesc. Dar în același timp a venit și diavolul și mi-a amintit că vezi că în anul ăsta până august trebuie să mergi, trebuia să plec în august la Düsseldorf, la aeroport, să dansez pentru RTL-ul din Germania, ca să pot să-mi fac eu emisiunea mea, să conduc o emisiune la televizor. Ajunsesem deja să pot să-mi împlinesc visul. Dar cum am spus, planurile mele nu au fost și planurile Domnului. Ok, m-am uitat, a trecut și ziua respectivă, dar ceva mă cercetam fiecare zi și ceva îmi aducea aminte de întrebarea aia. Au trecut zilele și atunci când Domnul te vrea cu gelozie, chiar dacă tu nu vrei, El face tot posibilul să te întorci tu la El. Așa a făcut Domnul și cu mine. Prima dată a venit noaptea în vis. Mi-a arătat psalmul 84, la fel, am trecut cu vederea și într-o zi mă plimbam cu soția pe afară, telefonul îl aveam în buzunar, eu în acest timp îmi scosesem și Biblia pe telefon, doar că pe telefon aveam o parolă, ca să se deschidă telefonul, eu trebuia să fac un Z pe ecran ca să se poată deschide telefonul.
telefonul mi era în buzunar și am zis, hai să scot telefonul să mă uit cât e ceasul. Culmea, când am scos telefonul din buzunar, telefonul era intrat în Biblie, pe Biblie, la Ioel, la capitolul 2, de la versetul 6 la versetul 13. Acolo este un îndemn de pocăință. În momentul ăla mi-am dat seama că da, chiar trebuie să mă pocăiesc, chiar trebuie să las tot, trebuie să renunț la tot și trebuie să mă întorc la, cu adevărat la Domnul. Și atunci am zis către soție, nu mai îmi trebuie RTL, nu mai îmi trebuie Düsseldorf, nu mai îmi trebuie aeroport, emisiuni. Vreau să mă pocăiesc. Cum găsim un botez, unde găsesc botez, vreau să mă pocăiesc. Și mulțumim Domnului că am aflat că a fost un botez, că era un botez departe de noi. A trebuit să mergem 650 de km distanță de aici, 500 de km până la Stuttgart și încă 150 mai departe de Stuttgart. Dar cum a lucrat Domnul și aici cu botezul, înainte cu o zi de botez, a fost o vreme foarte, foarte, foarte urâtă, ploua. Vreme foarte, foarte urâtă, încât au fost hotărâți cei care programase botezul să nu-l anuleze. Dar a lucrat Domnul frumos că în următoarea dimineață, cum am spus, ne-am mai dus la 150 de km de unde eram și am ajuns acolo la un lac. Era o vreme atât de frumoasă, atât de caldă. Apa era așa caldă, liniștită și cu ajutorul Domnului am făcut legământ în apa botezului și am semnat contractul cu Domnul. După acest timp, încă nu mă întorsesem 100% la Domnul. Eu eram hotărât, ok, m-am pocăit, dar încă mai aveam o problemă, problema cu țigările. Pentru că înainte de botez am uitat să spun că fumam. Chiar dacă mă hotărâsem să mă pocăiesc, trebuia să mă las și de țigări. Dar mi era foarte, foarte, foarte greu. Și atunci a trebuit cumva să mă las de țigări, pentru că în mintea mea era că dimineața nu mă pot trezi fără să fumez. Dar a lucrat Domnul frumos și asta și ca să mărturisesc și lucrul acesta, într-o seară m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, te rog, tu vezi că eu vreau să mă las de țigări, dar nu pot. Trebuia dimineața neapărat, la 3-4 țigări era de regulă și cafeaua. Și într-o dimineață m-am trezit, următoarea dimineață m-am trezit, am ieșit afară și aveam o poftă foarte, foarte mare să fumez. Trebuia neapărat să fumez. Și m-am zis și mi-am luat un pachet de țigări. Eu în seara înainte cu o seară, când mă rugam, am spus, Domnule, atunci, Doamne, când voi băga țigara în gură, până așa fel încât să fie rău, să vomit, egal, dar în așa fel încât să nu mai trebuiască să fumez. Așa a și făcut Domnul. În următoarea dimineață, cum am spus, am mers, mi-am luat un pachet de țigări, mi-am aprins o țigară, un fum, am tras din țigara respectivă, mi s-a făcut rău, am amețit, am aruncat țigara și mulțumesc Domnului că de atunci, din dimineața respectivă, n-am mai trebuit țigară. Slăvit să fie Domnul. Mulțumesc Domnului pentru asta. Apoi, din anumite probleme, din cauza mai multor persoane care nu au fost de acord cu relația mea și a soției, am rămas fără loc de muncă, chiar înainte de nuntă. Am rămas fără loc de muncă și am ajuns să nu avem nimic, să nu mai avem bani, să nu mai avem cum să facem nunta. Am plecat din Germania cu 300 de euro înainte de nuntă și acum ne gândeam ce vom face. Dar prin armele împotriva diavolului, prin post și rugăciune, cu ajutorul Domnului să trecem și peste nuntă. Din cei 300 de euro care am avut, așa a lucrat Domnul, pentru că tot ce aveam nevoie, avansurile care trebuiau date la nuntă, tot ce trebuia pregătite înainte de nuntă, a lucrat Domnul așa fel încât să ba dacă trebuia să dăm un avans, următoarea zi din seară ne puneam, ne rugam și ziceam, Doamne, te rog, mâine tu vezi că trebuie să dăm avansul ăsta, nu avem de unde, sau fă în așa fel încât să putem să dăm numai, să dăm puțin, să dăm cât mai puțin. Și așa era următoarea zi, lucra în așa fel încât, așa lucra Domnul în așa fel încât, ba, nu trebuia să dăm avans,
banul trebuia să, sau trebuia să dăm un avans cât de mic, încât așa în fel că să ne ajungă banii să putem să facem tot. Nu am rămas la nuntă cu mai nimic, dar ne-am rugat Domnul așa fel încât să nu rămânem cu datorii și am mai rămas cu vreo 400 sau 500 de euro cu banii, cu ce a rămas de la nuntă. Dar mulțumim Domnului pentru că Domnul ne-a arătat și atunci că ne iubește. După ce m-am botezat la un an distanță, eu în anul ăsta mergeam foarte mult la seri de rugăciune și aproape că nu liseam de luni până duminica, nu lipseam de la o seară de rugăciune, egal unde era, poate chiar dacă era într-alt oraș mergeam și mergeam acolo cu mai mulți frați, dar la un an distanță, într-o miercuri, am venit de la muncă cu soția, am zis că uite astăzi, acum seara, zic, nu vreau să merg la rugăciune, s-o obosit, nu am chef, o lăsăm pe altă dată, o lăsăm pe mâine, mergem mâine de altă parte. A soția, nu, mergem acum seara, vreau să mergem. Uite, iubii, nu pot să merg acum seara, nu am chef. Ba da, mergem. Bine, și până la urmă m-a convins, hai să mergem și am mers la seara de rugăciune. La seara de rugăciune n-am știut că se va face stăruință după Duhul Sfânt. Am fost acolo, s-a ținut seara de rugăciune, s-a terminat. După rugăciune a venit fratele de acolo care conducea și a spus, uite, se face în această seară, seara de stăruință. Vreți să rămâneți și voi? Eu, neavând Duhul Sfânt, hai să rămânem. Era prima dată când stăruiam după Duhul Sfânt. Știam despre ce este vorba, văzusem, auzisem, dar am zis să stăruiesc și eu. Cu ajutorul Domnului poate primesc și eu Duhul Sfânt. S-a făcut mărturisiri și apoi s-a început. Cu ajutorul Domnului am primit Duhul Sfânt. La un an distanță, după ce am făcut legământul în apa botezului, am primit și Duhul Sfânt. Mulțumesc Domnului! După, la un an distanță, mi s-a născut fetița. Aici, la fel, a lucrat Domnul foarte minunat. Fetița noastră s-a născut cu o defecțiune la picior, s-a născut cu piciorul strâmb. Și aici, la fel, și-a arătat Domnul mâna. La un an distanță, în anul ăsta, după ce s-a născut fetița, Domnul a lucrat și prin medici, dar cred că a lucrat Domnul prin mâna lui cea largă și s-a atins de ea. Am dus-o la fizioterapie, dar am dus-o doar câteva săptămâni la fizioterapie și încet, încet piciorul i s-a îndreptat și mulțumim Domnului că acum are 4 ani și 8 luni. Mulțumim Domnului că Domnul s-a atins de ea și a vindecat-o. O altă minune pe care a făcut Domnul, după ce am fost botezat eu cu Duhul Sfânt, a venit cuptorul cu foc. Am ajuns în spital de la o problemă cu colon. Am avut o durere foarte mare în partea stângă, sub burtă. Am stat 4 zile în spital, ceea ce am răbdat în cele 4 zile nu doresc nimănui. Sondă și așa mai departe, perfuzii, injecții și dureri insuportabile. Atunci, după ce am ieșit din spital, nu am spus nimănui că încă mă mai dure. Doctorii m-au întrebat, te mai doare, mi-au pus mâna, dar n-am spus la nimeni nimic, am zis ok, tac, și decât să mai rab ceea ce am răbdat în cele 4 zile, mai bine o las baltă, nu spun la nimeni nimic, doar să ies din spital, să nu mai am chinul de acolo. Și am rămas cu o durere aici, simțeam ca și cum am o bilă acolo care mă doare. Duminica asta a fost vinerea, duminica dimineața ne-am dus la biserică, o bisericuță micuță unde mergeam atunci. La ora de rugăciune, la rugăciunea pentru cei bolnavi, s-a făcut chemare să se facă ungerea, să se roage peste cei bolnavi. Nu am ieșit. Dar am zis așa, m-am răzămat pe scaun și am zis, Doamne, dacă mă iubești și-s copilul tău cu adevărat, fă în așa fel încât să dispară durerea asta și bila asta care o simt eu acolo, să îmi dispară. Ar vrea să vă imaginați exact ca și cum ai o mână pusă într-o menghină și strânsă tare, 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 în așa fel încât să nu mai suporți durerea respectivă,
Și încet, încet cineva să dea drumul la menghii în aia respectivă și tu să-ți poți scoate mâna și să nu mai ai nimica. Exact așa mi-a dispărut mie în timpul acela, după ce am spus cuvintele respective, după ce am spus: Doamne, dacă-s copilul tău și mă iubește, rog, fă să dispară durerea respectivă. Așa a dispărut durerea și mulțumesc Domnului că de atunci Domnul m-a vindecat și nu mai am nimica. Mi-a trecut în acele momente. Domnul s-a atins de soția mea, soția mea a avut probleme cu glanda, Domnul s-a atins și a vindecat-o. Domnul ne-a binecuvântat tot la una distanță, cu tot ceea ce ceram, chiar dacă trebuia să ne rugăm. Domnul ne-a binecuvântat tot la una în distanță, ceea ce sugerez și vreau să vă rog, chiar dacă Domnul nu vă răspunde astăzi, mâine sau poimâine la rugăciunea pe care o aveți, Domnul știe ce aveți nevoie mai repede decât ceea ce voi cereți. Așa că continuați să vă rugați, continuați să postiți, pentru că atunci când va veni momentul la ceea ce voi ați cerut și ceea ce voi cereți este după voia Domnului, Domnul vă va da. Dar Domnul așteaptă ca și noi să ne facem partea ca El să ne dea ceea ce noi cerem. Pentru că Domnul dă, dar așteaptă ca să-ți faci și tu ceea ce trebuie să faci. Și dacă te vei ruga și dacă vei posti, eu ți-o garantez că Domnul îți va da izbândă. A trecut timpul, am început să lucrez, am venit înapoi în Germania și m-am angajat înapoi într-un abator, am început înapoi să lucrez în abator. Și căutam biserici. Dar tot ceea ce găseam departe de noi. Și nu ne-am mai dus la biserică. Un timp, cam în jur de vreo 2 ani de zile, am făcut o pauză și nu ne-am dus la biserică. Ne rugam acasă sau cântam acasă, dar nu e același lucru ca atunci când ești în casa Domnului. De aceea spun tuturor, mergeți la casa Domnului, pentru că acolo este chemat numele Domnului. Iar dacă tu trăiești cu Domnul și te duci cu Domnul acolo, va coborî și harul Domnului acolo. Dar dacă stai acasă și doar asculți la televizor sau te rogi acasă, dă-mi voie să-ți spun că nu este același lucru. Și, cum spuneam, mergeți la biserică, pentru că ceea ce e acasă nu e și acolo. Noi stând acasă, rugându-ne acasă, uitându-ne la mărturisiri sau ascultând cântări de pe internet, harul Domnului nu e același ca acolo când te duci și sunt mai mulți, pentru că Domnul spune acolo unde sunt doi sau trei va fi și El, dar trebuie inima deschisă acasă. Nu o să ai niciodată inima așa deschisă ca și cum ai când te duci la casa Domnului. De aceea, mergeți la casa Domnului, mergeți la biserică, mergeți la adunare, pentru că acolo Domnul încă face minuni. Chiar după ce am găsit o biserică de romi, de țigani aici lângă noi, la 30 de kilometri, când am dus prima dată acolo, chiar în prima seară, după slujbă, a venit un frate nepocăit, care nu a fost niciodată într-o biserică. A venit în față că a auzit că pocăiții la pocăiți, Domnul vindecă, Domnul se atinge, El nefiind pocăit, necunoscând, doar auzind. Persoana respectivă era bolnavă de leucemie și mai avea puțin. S-a făcut o rugăciune la sfârșit pentru el. Domnul a vorbit că s-a atins de el. Am aflat la o săptămână distanță că da, în acea seară, Domnul s-a atins de el, el a plecat lunea, asta a fost duminică, el a plecat lunea în România, a făcut niște analize și toate analizele au ieșit bine, cum și nu mai avea nimic. Domnul s-a atins de el și l-a vindecat. Ceea ce înseamnă casa Domnului. După un timp, la fel, umblând, am început să slujim și noi, am început să-i slujesc și eu Domnului. Și atâta timp atunci când slujești Domnului și îți faci partea, Domnul va lucra în așa fel încât să-ți răspundă și la rugăciuni.
Am slujit, am început să slujim Domnului și cu ajutorul Domnului, Domnul ne-a binecuvântat. Ne-a binecuvântat și cu lucruri cerești și cu lucruri pământești. Mulțumim Domnului pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Mulțumim Domnului pentru că El încă are grijă de noi. Ceea ce am uitat să mă autorisesc, eu în firma unde lucrez, anul trecut, Domnul mi-a vorbit că trebuie să rămân în firma. Avusesem niște probleme cu cineva de acolo și am vrut să plec. Domnul mi-a vorbit să stau și să nu plec. Eu nu l-am ascultat pe Domnul și am plecat din firma respectivă. Și atunci când tu nu l-asculti pe Domnul, Domnul vine și cu nu iau. Am plecat din firmă și, din păcate, oriunde am încercat să mă angajez apoi, toate ușile mi se închideau în față. Oriunde am încercat să merg, oriunde am încercat să îmi găsesc ceva de lucru. Lucram câteva săptămâni, două, trei săptămâni și gata, nu mai era de lucru sau mă trimiteau acasă. Și asta a fost pedeapsa Domnului, asta a fost noiaua Domnului. Am ajuns să trecem prin cei care am ajuns să nu mai putem să ne plătim și chiria, că noi stăm în chirie în Germania, am ajuns să nu mai putem plăti chiria. Dar prin bunătatea Domnului și atunci, cum am spus, prin post și rugăciune, Domnul vine și te și îți răspunde. Mi-a mărturisit păcatul, am mărturisit și am spus, Doamne, te rog, iartă-mă, știu că am greșit, pentru că nu te-am ascultat. Dar te rog, nu ne lăsa. Și cum Domnul a făcut de atâtea ori minunile pe care le-a făcut în familia noastră, așa a făcut și acum și nu ne-a lăsat. A trimis Domnul familie care a venit la noi într-o seară și a venit și ne-a întrebat, ne-am rugat și la sfârșit ne-a întrebat, au zis fraților, zice, cât aveți chiria aici? Și eu i-am zis, 688, zic, acum aproape 700 de euro, a dat pe tine chiria. Și atunci în momentul ăla fratele a scos banii și mi-a pus pe masă. Și a zis, Domnul ne-a pus pe inimă să vă dăm suma aceasta. A fost prima dată în viața noastră când Domnul a lucrat așa minunat. O sumă pe care nu ne-am fi așteptat de nicăieri să o primim. Pentru că nu știam de unde să ne plătim, nu știam de unde să plătim chiria. Deci chiar nu aveam habar de unde să putem face rost de bani. Dar Domnul a știut de ceea ce avem nevoie și atunci a venit și și-a făcut lucrarea. Ce am uitat să mai mărturisesc cum a lucrat Domnul în viața noastră, după ce am venit în Germania în 2018, după ce am venit înapoi, tot așa am venit neavând nimic, venind și începând tot de la zero. Eu trebuia să merg la muncă și nu aveam cu ce. Stând la 14 km distanță de locul de muncă unde lucram, nu aveam cu ce. Domnul prin niște frați, la fel, am primit o mașină în numele Domnului la început, un Renault Clio cu două uși. Atacă, mulțumesc Domnului, mergea, trebuia să îi dai multe chei ca să pornească, dar a lucrat Domnul și mi-a dat mașina aceea ca să pot să merg la lucru. După ce s-a stricat mașina respectivă, la fel, nu stăteam prea bine, fiind la început nu stăteam bine cu banii, că mașina respectivă n-a durat decât o lună, o lună și un pic, cât a mers și după aia s-a stricat complet. N-am avut bani ca să pot să-mi cumpăr altceva. Dar eu știind că Domnul nu mă lasă, știind că Domnul, dacă stai lângă El și te rogi și, cum am spus, postești și te rogi, pentru că postul și rugăciunea sunt armele împotriva diavolului și armele cu care rupți ca să poți, ca Domnul să poată să-ți răspundă la rugăciuni, m-am pus, încrezându-mă în Domnul, am căutat o mașină pe internet și am găsit o mașină la 300 de euro. Un Opel Corsa de ăsta micuț, așa cu două uși.
dar neavând bani, amintesc, neavând banii respectivi. Am găsit-o și am pus-o la favorite. În timpul ăsta mergeam cu niște frați la lucru cu mașina, eu neavând mașina, mă duceau ei și într-o zi mă întreabă unul dintre ei, păi uite, zice, ți-ai căutat mașină, ce faci? Păi zic, de unde să-mi caut o mașină, zic, când eu nici bani nu am? Zic, m-am uitat, zic, pe internet, zic, am găsit un Corsa, zic, da, e la 300 de euro. Acum chiar nu am de unde să scop banii respectiv, mai vin cu voi până când iau salariul și după aia cu ajutorul domnului o să o iau și pe aia. Următoarea zi, când mă duc la lucru, unul dintre frații ăștia zice, uite, am venit cu soția și ne-am hotărât să-ți dăm noi 300 de euro ca să poți să ții mașina și o să ne dai tu banii ăștia înapoi, cum poți tu, cum reușești tu, nu-i nicio gravă. Ok, n-am știut ce să mai spun. La fel a lucrat domnul frumos și mi-a ascultat rugăciunea. Ok, seara l-am sunat pe proprietarul mașinii, ne-am dus acolo. Acum pe drum stăteam și mă gândeam, ok, Doamne, Tu mi-ai dat 300 de euro, mașina e 300 de euro. Eu mai trebuie să și matriculez, mașina asta mai costă? Tot așa, bani ca să trebuie să o matriculez. Te rog, lucrează Tu în așa fel încât să-mi lase mașina puțin mai ieftină ca să pot să și matriculez mașina. Bun, am ajuns acolo, mi-a arătat mașina, am făcut câteva ture cu mașina, după aia îl întreb pe, era un turc, îl întreb, auzi, scuze, zic, dar un ultim preț, ce zici, cât poți să lași din preț? S-a uitat la mine, zice, bine, iau cu 250 de euro. Am luat-o cu 250 de euro mașina, următoarea zi m-am dus să matriculez mașina, am matriculat mașina cu 30 de euro și am rămas și cu 20 de euro bani de motorină. Mulțumim Domnului că și atunci și-a arătat mâna lui puternică și ne-a ascultat rugăciunile. Iar mașina respectivă am mers așa mult timp cu ea, chiar dacă era mașină veche și bârâia motorul și ăsta, dar mergea. Și mulțumesc Domnului, de asta am vrut să mărturisesc și lucrurile astea, pentru că avem un Dumnezeu mare, care atunci când ne apropiem de El și atunci când ne rugăm și postim și ne facem partea, atunci și Domnul să face partea. Atunci când tu faci un pas către Domnul, Domnul face doi, poate face și 10. Dar rămâi lângă Domnul și ascultă-L pe Domnul ca Domnul să poată să lucreze în viața ta. Domnul să ne aștepte pe fiecare, să ne apropiem cât mai mult de Domnul, să putem să mergem pe calea Lui, să rămânem pe calea Lui cea strâmtă, să nu mergem nici la dreapta, nici la stânga. Aceasta a fost mărturisirea mea. Știu că poate m-am bâlbuit, am avut niște emoții. Acum, la final, aș vrea să cânt o cântare spre slava Domnului. Cântarea se numește M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Dacă te-ai hotărât să-L urmezi pe Iisus, cântă și tu. Cântă după mine, pentru că Domnul merită lăudat, Domnul merită binecuvântat. Haideți să cântăm Domnului. Și înapoi eu nu voi ira.
cale, nimic nu mă va clinti pe cale, nimic nu mă va clinti pe cale, și înapoi eu nu voi da, și înapoi eu nu voi da. Glorifica să fie Domnul. Mai lumea înainte, Iisus, în urmă lumea înainte, Iisus, în urmă lumea înainte, Iisus, și înapoi eu nu voi da, și dar nu la Iisus, renunț la lume, dar nu la Iisus, renunț la lume, dar nu la Iisus, și înapoi eu nu voi da, și înapoi. Urmez pe Iisus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, și înapoi eu nu voi da, și înapoi. Ar vrea să te întreb, ți-e dor să te întâlnești cu Iisus? Dacă da, cântă cu mine. Mi-e așa de dor de tine, Iisuse, Domnul meu. Mi-e așa de dor de tine, Iisuse, Domnul meu. Te chem să vii la mine și te chem să vii la mine și plânde dorul tău. Ce-aș face-n suferință, ce-aș face la necas, mi-așa robitul meu obraz, mi-aș dai fi tu cu mine, robitul meu obraz. Și iarăși plâng sub cruce, și iarăși privesc în sus,
plecat, de n-ai fi tu să mângâ. Lovitul meu obraz, de n-ai fi tu să mângâ. Lovitul meu obraz.